găsit, Corina! Bună, Ilinca! Ce faci? Bine! Îți arde de joacă? Mie? Puțin? Întotdeauna! Vrei să jucăm șotronul? Da, îmi doresc mult! Ce ai adus? Am adus... L-am făcut mai exact. Ce tare ești! Îmi place mult! N-am mai jucat șotron de mult. Cine vrea să mai joace cu noi? Haideți, fetelor! Eu nu, concurentele, Regino! Concurentele, da! Da, pentru că mie îmi sar toate alea dacă îl joc. Muzică, vă rog să ne ajutați! Ah, am dat linie, trebuie să dau iar. Uite, asta e problema, că vă alunecă șotronul pe... Valeria, ia! Hai, gata, Valeria, gata, dragă, hai! Deci la mine nu-ți iese, Valeria, pocolește-te că nu-ți iese astăzi! Well. Am jucat și șotronul, ce vrea să reprezinte asta? Mergem în spatele blocului să ne jucăm șotronul! Aaa, ce mi-a plăcut! Scurt și la obiect, dragul. Mai bine așa, Corina, decât să pierdem timpul cu vorbe, dar cu vorbe despre povești, pentru că alte vorbe aș vrea să aud. Uite, de exemplu, din partea Alexandrei și a Cristinei. Ia spuneți-mi voi două, de ce ați imitat-o pe Corina atunci când ea nu ajunsese încă? Corina, tu ai văzut că n-a mai venit? Da, aia, eu așa obișnuită să le scrisezi pe toți și pe toate lumea. Se lasă și tu, vine emisiune de aici, aia și de aici, adică pe ea nu interesează că vine peste 3 ore, că... No, nu-i deloc ora. Ia să vedem când e ceasul și când a întârziat Corina. Mi se pare o totală lipsă de bun simț chestia asta, adică eu vin aici de la ora 9. Uite, dacă vrei poți să pui și în față. Era 9:55 când am ieșit din parcare. 9:44, deci a întârziat aproape o oră și încă nici acum nu a ajuns. O să vedeți, o să urmăriți ce comportament va avea în cursul zilei de astăzi Corina. Cum va fi arțăgoasă cu toată lumea, cum se va certa cu toată lumea. Așa este cu nu, nu, așa, zi, dragă, tu te cobori la nivelul meu. Dar eu nici măcar, deci. Deci eu nici măcar nu, 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 nu trebuie să mișc cap. Tu, eu, vii, tu știi că trebuie să te dai. Ia uite, măi, Corina, da. Ce faci? Nu, nu, hai să-ți arăt eu acum. Ia zi. Nu-ți place ținuta mea de... Ce să zic? Divină? Ce să zic? Dă-te mai acolo. Cu Corina. Cred că te lovesc cu cotul. Am imitat-o pentru că de obicei Corina întârzie foarte mult și ea m-a imitat pe mine la un moment dat și am încercat să fac un moment din chestia asta. Mi s-a părut funny, mi s-a părut că viața e frumoasă și că trebuie să mai și zâmbim uneori. Și ție ți s-a părut funny? Mi se pare inteligent ce zice Alexandra acum. Și asta face toată crema. S-a scos cum ar veni. Da, s-a scos. Ok, în fața juraților, Corina. Hello! Bună, Corina! Dragă, săptămâna asta ai schimbat registru, ești pe o copilărie puțin sexy, a? Astăzi. Astăzi doar? Toate zilele așa, da. Bine, îmi plac foarte mult cercei, nu știu cât de mult se pot vedea la cameră, dar sunt foarte frumoși, sunt două păpușele. Sunt două... păpușelele mele de când eram mică, da. Vă puneți păpușele tale de când erai mică? Da, le-am prins cu o sârmă. Foarte bună idee, îmi place și sunt drăguțe. Măi, arăți ciudățel așa, sinceră să fiu. Dar nu e un look nearmonios. Îmi place și ghiozărelu acela, El este patron. Așa patronul îl cheamă, nu? Patronul cheamă, da. Mare boss, cu alte cuvinte. E ăla-i boss-ul. Stă bine și rochia, normal, am o picioare interminabile. Hai, te-ai gândit bine cu șotronul, ai nimerit-o. M-ai făcut mare lucru. Mi-ai sărit aici șotronul, e ok, ai avut o povestioară frumoasă, dar pentru cine te crezi și pentru cine vrei sau ce vrei să demonstrezi publicului, nu cred că faci mari eforturi. Ok. Două facultăți, un ceas la bancă, categoriile Harajuku, toate care există via Google și o concurentă care este hotărâtă, Ilinca, să câștige. Deci le-ai recomanda urmăritoarelor noastre, telespectatoarelor? Bine, cetățenele nu cred că pot pleca așa, mâine dimineață. În spatele blocului să joace șotron. Nu cred, nu.
E bine. Ba, doar dacă este o curte interioară a casei personale. Discretă. Exact. Hai să vedem și calificativele pentru Corina. Măi, Corina, hai, dragă, bravo, ai la început. Mulțumesc, bine. Mulțumesc, Răluca. Am glumit, dragă, ai știut. Ce, ce te ars. Mulțumesc, Cătălin. Mulțumesc, Măris. Stai că ne-ai dus un pic pe valurile mării, Măris. Ce indicativul, te rog, Corina? Da, haideți să jucăm cu toții șotronul și haideți să mă votați și pe mine, vă rog, cu indicativul 9 la 1206. Mulțumesc! Și să nu-ți faci griji, Corina, să știi că nu ești singura care întârzie. Cine a mai întârziat astăzi? Cine? Astăzi n-am întârziat. A, regele! Noi nu! Hai, Cătăline! La machiaj, Mamă, ia! Mai ușor, stai puțin! Lasă-mă că am întârziat! Păi de ce ai întârziat? Da, pentru că e practic, am avut și o clientă nebună. Mai întârziat odată? Poftim? Mai întârziat odată? Nu mai poți să alerg! Mulțumesc tare mult, la locul tău, te rog. Mulțumesc și eu, Inica.